Despre acest subiect vom discuta cu Jesse, moderator Gold FM, care este alături de noi în platou. Bună ziua, Jesse! Bună ziua și bine v-am regăsit! L-așteptăm și pe domnul avocat Adrian Cuculis, care e undeva prin trafic, dar va ajunge din moment în moment. Mai multe detalii însă despre acest subiect, despre această hărțuire în online, vom afla chiar de la Magda Ciumac, care este acum în legătură directă cu noi prin Facebook. Bună ziua, Magda! Bună ziua, Mirela, Adrian, invitaților dumneavoastră și telespectatorilor, bineînțeles. Magda, n-ai liniște tu pe lumea asta. Zici că e făcut să n-ai și tu liniștea asta a ta, acum, când... Da, Mirela, cred că tu știi cel mai bine decât mine ce înseamnă să fii agresată, hărțuită și mergând cu frica pe stradă că un nebun sau o nebună în orice clipă poate să-ți arunce un bolovan în cap. Așa la este. Propriu. Înțeleg însă că la tine lucrurile sunt de vreun an și jumătate, sau? Da, într-o lună de zile se împlinește fix un an de când o domnișoară de vreo 25-26 de ani și afirmă acest lucru pentru că avem identitatea ei, doar urmează numele acesteia să fie făcut public și, din câte am înțeles, s-ar afla în afara României, mai exact prin Anglia, dar nu pot să dau mai multe detalii din anchetă. Povestea începe așa. Această persoană și-a creat la început câteva profile. Tot vedeam cât un cont fals pe conturile de TikTok și numai, cam pe toate conturile de socializare. Vedeam câte un profil, mai dădeam câte un raport, ziceam, poate careva care vrea să creeze un fanpage sau ceva, dar știm cu toții ce înseamnă fanpage, înseamnă când cineva te place și pur și simplu postează ceva drăguț despre tine, nu? Nici de cum să te amenințe cu moartea, să te hărțuiască. A scris la un moment dat, anchetatorii sunt în posesia unor capturi de ecran că soțul meu a murit într-un accident de mașină carbonizat. Și mă sunau prietenii, familia, rudele, cunoștințele. Doamne, Magda, e adevărat, s-a întâmplat așa ceva? Dar Magda, ea unde spune asta? Pe ce platformă? Pe TikTok? Pe TikTok, pe conturile acelea false pe care le crea, le creează și continuă să le creeze. Inclusiv aseară a făcut un cont Alexandra Ungureanu 1994 și acolo mă hărțuiește mai nou. Zilele trecute TikTok cu greu a închis un cont fals pe care mă hărțuia aceasta, se numea Aron Dan Diaconescu Direct. În vară m-a hărțuit și m-a amenințat cu moartea de pe aronmagda.ciumac. Sunt vreo 30 de profile create de această domnișoară, de această persoană, dar nici nu știu cum să o numesc, pentru că oricum sănătoasă la cap nu ești. Din moment ce tu hărțuiești pe cineva, te legi de un copil. Băiatul meu, Mirela, are 16 ani jumate. Alexander este minor, nu vrea să apară, e decizia lui, viața lui. Nu poți să mă ameninți, să mă acuzi, să spui că soțul meu a murit în accident de mașină carbonizat, să spui că eu nu știu cu cine am umblat, ce am făcut. Deci mă înregistrează și mă postează, Mirela și invitații dumneavoastră și Adrian și telespectatorii trebuie să știe că pur și simplu nu că pune un mesaj urât, cum se mai întâmplă pe toate conturile de socializare, că primești o înjurătură și aia e sănătos să fii cu Dumnezeu înainte, cum ar veni vorba. Pur și simplu, această persoană, credeți-mă și vă arăt dovezi și v-am și trimis în redacție la dumneavoastră, i-am trimis colegului dumneavoastră Radu ieri, și nu o să mă opresc aici, aș vrea să trag un semnal de alarmă și să rog toate persoanele, nu contează că ești persoană publică, că ești cunoscut, mai puțin cunoscut, femeie, bărbat, orice ai fi, pe lumea asta avem cu toții drepturi egale și merită și trebuie și avem dreptul să trăim liniștiți. Da, și dacă vrei, acel cuțit cu două tăișuri al internetului, da? Care face bine în aceeași măsură în care poate face foarte mult rău. Dar eu mai știu, Mirela, că lumea ar trebui să înțeleagă, toată lumea, nu numai românii, toată planeta ar trebui să știe că, indiferent dacă îți place sau nu îți place de o persoană, tu ai două variante, să te uiți sau să o ignori. Da, apropo de ce ai spus, Magda, și faptul că i-ai trimis colegului nostru, Radu, mai multe dovezi, haideți să vedem cu toții și să ascultăm ce amenințări ai primit tu, Magda, și revenim, dar vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Da.
dincolo de jigniri și cuvinte defăimătoare. Magda Ciumac a primit și amenințări din partea femeii care ar hărțui-o de un an. Mesajele și înregistrările au băgat spaima în starletă. Nu te pune cu mine că o să mori. Să mor în iad, tu și plodul tău și tot neamul tău. Îți rup capul dacă te văd. Da, știu exact ce spui, pentru că acest gen de mesaje l-am primit și eu mult timp. Sper că ai făcut ceea ce am făcut și eu și ceea ce trebuie făcut. Trebuie mers la poliție, trebuie depuse plângeri penale cu toate aceste dovezi pe care să le dai acolo, să le și lași în scris, să și atașezi toate aceste materiale. Și ei ar trebui să se ocupe, da? Pentru că, din ce văd eu, de multe ori spațiul virtual devine mai periculos decât spațiul real în care trăim. Eu aș vrea să o întreb pe... Da, Mirela, și această persoană, și nu numai această persoană, fiind vorba că mă hărțuiește pe mine, în general, toate persoanele care se ocupă cu astfel de vicii, nu știu să zic așa, nici nu știu cum să le numesc, și să facă profile false, să fure identitatea cuiva, să te hărțuiască și mai nou să treacă ceea ce este mai grav, să treci pur și simplu la amenințări cu moartea chiar, să te legi de un copil minor și să inventezi fel și fel de aberații, să spui, ar trebui ca toată lumea, nu contează că este vorba de o simplă jignire, de o simplă înjurătură sau un simplu profil fals, orice să faceți încât să se depisteze despre cine este vorba, că acum eu, hai că mă pricep la cât de cât la mediul ăsta, la spațiul ăsta online, înțeleg, știu cum e lumea, am o anumită vârstă, împlinesc 39 de ani, dar puneți-vă în locul copiilor dumneavoastră, aveți un copil minor de 16 ani, de 17 ani, nici nu contează, băiat, fată, vârsta, vă dați seama ce traumă și ce sechele lasă astfel de persoane care amenință și care copiii din ziua de astăzi nu se mai pot conecta sau să se afișeze la un film sau la un mall sau la o cafenea sau undeva de teamă că există un nebun sau o nebună, pentru că așa sunt, ăștia sunt bolnavi psihic, astfel de persoane sunt bolnave mental, nu mai poți să te afișezi, nu mai poți să faci nimic de teamă că unul te filmează, unul te postează fără acordul tău, te amenință, te înjură și mai cel mai grav te amenință cu Jessie, moartea. Da, Magda, bună seara. Vreau să te întreb, pentru că eu n-am văzut aceste conturi de socializare. Ce încerca această fată să facă? Îți fura identitatea, posta videouri cu tine? Sau cum arătau aceste conturi? Ca să înțelegem și noi ce făcea ea. Pentru că pe TikTok, iartă-mă, pe TikTok nu poți să pui decât videouri cu tine, adică se vedea clar că nu ar fi conturile tale, nu? Da, dar furându-mi atât, folosindu-mi atât numele, cât și fotografiile, foarte multe persoane credeau că îmi dau mie follow, adică urmărire. Și într-o dimineață, anul trecut, această persoană s-a conectat în direct, adică a făcut live pe TikTok. Și lumea scrie acolo la 5 dimineața, Magda nu are voce așa, Magda nu are unghiile lungi, îi știm vocea lui Magda, Magda se arată, Magda când face dar live... Dar tu știi cum arată această fată? Adică seamănă cu tine? Că se poate întâmpla să arate cât de cât asemănător și să profite de treaba asta. Nu seamănă cu mine, absolut deloc. Aș ruga telespectatorii și dumneavoastră, vă rog, și poliția română să se autosesizeze din oficiu, vă rog din suflet. Dar să știi că din oficiu e mai greu. Tu ar trebui să depui o plângere, de asta te-am întrebat. N-ai depus această plângere la poliție? Nu că ar conta neapărat, că ei au atâtea alte lucruri, atâtea dosare încă nelucrate, care stau la rând, că și din lipsă de personal și resurse și etc. Dar dacă nici tu nu faci nimic, cu atât mai mult n-o să ai pretenția să se întâmple ceva. E important să depui. Spectatorii, Mirela, scuză-mă că te întrerup, am postat ieri și alaltă ieri pe conturile mele de Facebook și de Instagram, am 2 de Facebook, 2 de Instagram, 3 de TikTok, să intrați pe conturile mele și să vedeți acea persoană acolo cu fotografii și inclusiv filmulețe am cu ea. Da, pentru că noi televizorul nu avem voie să dăm imaginile sau numele hărțuitorilor sau al celor care ne amenință cu moartea, că trebuie să-i protejăm.
Ok, noi, da. Noi televizorul îi protejăm, dar să ne protejeze și pe noi cineva de ei. Bine că mai are conturile, nu ca și Adriana Bahmuțeanu, care au și fost furate conturile. Adică ar trebui să te bucuri că mai ai și Instagram și Facebook. Cine știe ce-s fost și persoana asta, la cât e de... E adevărat, da. Dar la Adriana înțeleg că erau, zice ea, că au fost furate de către fostul iubit, care avea parole și tot. Adică așa am înțeles. Da, dar se poate să facă anumite lucruri și să-i fure și conturile. Deci o găsiți pe această individă, dacă o puteți recunoaște și puteți să-i spuneți, să o ajutați pe Magda, să-i spuneți cine e, o găsiți pe conturile adevăratei Magda Ciumac, pe conturile ei de socializare. Auzi, tu n-ai încercat să raportezi pe TikTok, Facebook sau pe unde te amenință ea să închidă conturile, că astea n-ar trebui... Da, Mirela, da, știm cu toții că există o întreagă procedură. În momentul de față, TikTok, am făcut cerere să mi se dea verificare, adică bifa, mai pe înțelesul tuturor, pentru că știm cu toții că fiind o persoană publică și apărând în spațiu mass media, există această posibilitate că să-mi dea verificarea pe un an. Pe un da, dar vezi că pe TikTok, de... folosindu-se de imaginea sau numele tău, poate face și bani. Deci cumva îți exploatează imaginea, că știu că se câștigă pe TikTok bani, da, pentru cei care sunt aveți filmulețe cu ea. Eu am prins-o într-o dimineață, parcă Dumnezeu mi-a Domnul avocat minte. Adrian Cuculis, bine ați venit, bună ziua! Bună ziua, bine m-am găsit! Așa, filmulețe cu ea? Tot așa postate pe conturile mele de Facebook și de Instagram, filmulețe cu ea, în care ea se ocupă, o să vedeți acolo cu ce se ocupă. Deci este clar că această persoană nu numai că mă hărțuiește, îmi folosește identitatea. Păi asta zic, deci tu trebuie să reclami pentru hărțuire, pentru instigare la violență, pentru amenințări, pentru furt de identitate. Chiar dacă e greoaie procedura, trebuie să o faci, Mag, dacă nu o poate face nimeni în locul tău. Moartea, în primul și, păi asta zic, și doi, mergi la poliție, adică cred că invers. Mergi mai întâi la poliție și iată, l-avem pe domnul avocat. Domnule avocat, hărțuirea asta și amenințarea cu moartea în mediul online și la modul hărțuire, adică creare de conturi false și vorbit urât și cu, în termeni din ăștia foarte agresivi și violenți la adresa ta, e o chestiune penală, nu? Acum sunt online. Mai multe chestiuni și voi ați sesizat foarte bine. Nu e vorba neapărat de... bun, o fi și hărțuire pe de-o parte, dar este vorba despre un fals informatic. În alta curte, să fie vreun an de zile în urmă, a stabilit că falsul informatic reprezintă inclusiv crearea de noi conturi pe numele unei persoane, persoană care de fapt ea este reală, dar tu nu ești persoana respectivă. Adică eu nu pot să-mi fac un cont Adivelea, că na, e clar că nu pot să-mi fac Mirela Vaida, dar nu pot să-mi fac un cont Adivelea și să încep să pun poze cu Adivelea și să spun, uite, sunt în vacanță nu știu unde. Și să mai poze faci de și la bani el. Eventual pe TikTok. Asta unde mai fac? Pui? Să spunem că acolo e o chestiune de recuperarea unui prejudiciu material. Dar falsul informatic 1 până la 5 ani este o infracțiune extrem de serioasă și mai cu seamă este cercetată de către DIICOT. Hărțuirea în zona aceasta trebuie să privească cumva o faptă de a contacta în mod repetat și abuziv în același timp pe doamna în cauză. Dacă vorbim, eu știu, de amenințări în zona aceasta online-ului sau dacă am vorbit cumva prin prisma conturilor pe care le-a făcut în numele ei și să posteze acolo tot felul de măscări la adresa altor persoane, iarăși un soi de complicitate la, prin forma instigării la tot felul de infracțiuni, că e violență, că, indiferent ce a scris ea acolo. Treaba asta e foarte serioasă. Nu știu cât de multe lume își dă seama că inclusiv soții între ei, dau un exemplu extra, merg către o altă zonă, și-au făcut plângeri penale și s-au trezit cu DIICOT-ul în casă. Pentru că plângerile penale pe zona de fals informatic, pe folosirea unor sisteme informatice în mod nelegal, accesul la sisteme informatice, sunt niște infracțiuni foarte grave și băieții ăștia de la DICO nu prea se joacă, adică nu da, e o parchetoare avocat, care. Pe de altă parte există și la secțiile unde te duci să depui plângere, o să spună, bine Magda, bine, adică pe bune n-a fost, adică n-ai venit să-ți reclami, habar n-am, de tolea sau de nu știu ce și acum vrei să ne luăm de o nebună de pe internet? Păi nu. Lasă că avem noi probleme grave. Uite, uite, unii chiar s-au omorât la bran, unii chiar, adică până la tine mai avem. Dă-mi voie să-ți spun, l-aveți și voi invitat și e și prietenul meu, medicul, sau mă rog, europarlamentarul, medic europarlamentar Ciuhodaru, care la un moment dat s-a trezit că avea pe Facebook cumva o poză cu el unde apărea că era pe lista urmăriților general în Rusia.
Adică Monica Pop, la fel, recomanda la un moment dat, tot medicul Ciohadar, zice, între ghilimele, recomanda niște produse care de fapt erau otrăvuri. Deci se ajunge la niște situații foarte grave, deci orice polițist de genul ăsta, dacă ar face sau dacă ar privi lucrurile din perspectiva asta, ar fi una foarte greșită. Sau cum ar găsi o poză cu mine, spunându-ți, nu e niciun fel de problemă să spargi geamurile unei mașini. Dau și eu un exemplu aiurea. Deci sunt foarte grave lucrurile astea. Mai aplicat pentru Magda, pentru că ea, această persoană, nu face conturile neapărat cu numele Magdei, ci a creat ultimul cont, l-a creat cu numele lui Dan Diaconescu. E același lucru.